Bună ziua și bun venit la Proful Online cu probleme de matematică! Așa este, dragilor, iată-ne la treabă din nou. Clasa a patra. Tema pentru acasă. Ei bine, nu mai pierdem timp, uităm drept în probleme. Mi-ai promis, Daria, că deja mi-ai găsit probleme interesante. La ce vreți? Metoda comparației? La ce metodă vreți? Probleme, nu știu eu. Da, am niște probleme. Uite ce, uite la comparație. Nu știu, eu știu probleme. Trebuie să mă prind dacă sunt metoda comparației. Tu le pui. Aha, tu să nu spui, mami. Nu știi de ce tip e problema, că nu mă interesează asta. Eu trebuie să rezolv problema, ce care mi-a propus tu. Deci asta este esențial. Da? Să vedem dacă s-aude. Ies dacă ați pornit. Da? Și dacă s-aude acolo. Dacă s-aude, unde trebuie să mă uit? Aici? S-a prinde și lumina? Da, acolo. Dacă s-aude, trebuie să bara aceea verde. Da, să așa face bara. Așa, da. Da. Aici merge, totul tot e ok. Da. Gata, Daria, poftim. Hai, Daria, zi problema. Așa. Într-un vas se află 36 de litri de lapte, iar în altul de 3 ori mai mult, mai puțin. Într-un vas se află 36 de litri deci, de lapte. Deci, în primul vas. Zic așa, da? Primul vas, 37 litri, da? 36 litri, da. În al doilea vas. În al doilea vas se află de 3 ori mai puțin. Adică cât? 36 împărțit la 3. Așa, corect, hai să zicem deodată. Cât? 6 litri, da? Nu 6, 36 împărțit la 3. La 3 sau la 6? Da, la 36 împărțit la 3. La 3. Bun. 12, da? Da. 12 litri. Bun. Din primul vas s-au consumat 19 litri de lapte, iar din al doilea 8 litri. Din primul vas. Deci din primul se consumă cât? Se consumă 9 litri. 19 litri, da. 19. Iar din al doilea? Iar din al doilea, 8 litri. 8 litri. Bun. Și întrebarea problemei spune, câți litri de lapte au rămas în total în cele două vase? Câți litri au rămas în cele două vase? Asta chiar... Da, chiar mai ales o bine. Dar nu, uite, scrie al e problemă cu steluță. Gata, gata, să o gândim. Uite-te pe un bine. Dar te uiți la mine, să vezi dacă tu nu o poți face din prima. Ba, o pot face din prima. De ce facem, Daria? Facem 36 minus 19. Păi vezi. Deci 36. Deci, în paranteză, 36 minus 19. Închidem paranteza. 36 minus 19. Plus 12 minus 8. Închidem paranteza. Este egal cu 17. 17. Deci plus 4. Plus 4. Care ne dă 21. Litri rămași. Rămași. Asta a fost o problemă dificilă? Nu, dar m-am gândit pentru că era cu steluță. Dar nu, asta nu vine vorba. Ce te rog să faci acasă? Tu acasă cauți problemele pe care să le încerci să le faci și să nu reușești. Adică în momentul în care, nu la prima citire, ai văzut că este cu steluță, gata, e problemă tare. Ci tu să fi fost încercată de tine și să nu fi reușit. Asta e povestea. Vă zic eu, domn profesor, dacă vă prindeți și metodă. Da, așa, să văd. 4 capre. 4 capre. Și 2 viței. Plus 2 viței. Au consumat într-o zi 40 de kilograme de nutreț. Egal, am să zic, da. 40 kilograme de nutreț. Și 3? Da, nutreț. 4 capre și 2 viței. Da, kilograme nutreț. Dacă ar fi fost 3 capre... Deci dacă ar fi fost 3 capre... Și 4 viței... Plus 4 viței... Ar fi consumat 50 de kilograme. Nu e tot o comparație. Da, 50 de kilograme nutreț. Da. Câte kilograme de nutreț a consumat într-o zi o capră? Dar un bițel. Deci, cât consumă
o capră și cât consumă un vițel? Un vițel. Să ne gândim, Davide. Hai să o analizăm un pic. 4 capre și 2 viței mănâncă 40 kg de nutrenți. Da. 3 capre și 4 viței mănâncă 50 de kg de nutrenți. Oare cum să facem? Păi, metoda comparației. Prin metoda comparației. O, m-am prins cum te faci la prima. Spune că numai oi. Nu, îs capre și viței. Da. Nu-i metoda în falsă ipoteze. Nu presupunem că toate sunt oi. Că-s capre. Am o mică idee. O secundă. Deci mai insiști un pic să vezi dacă nu cumva... Deci nu ne gândim la faptul că am putea figura capre și presupun că ar fi numai capre, numai viței, dar ar fi dificil. De aceea, nu mă pot încadra. Eu știu atât doar că 4 capre și 2 viței consumate, iar 3 capre și 4 viței consumate. Dacă ar fi același număr de viței sau de capre, iată că îmi închipui, dacă ar fi același număr de viței aici, diferența ar face-o caprele. Cum să facem? Poți să fac înainte? Da. Problema cealaltă cu paharele și... Asta-i! Asta. Cum o facem ori doi? La prima mulțim ori doi. Ce idee deșteaptă ori doi, că să ai aceeași comparație aici, da? Să ai același număr de viței. 4 și 4. Deci toată egalitatea asta, o mulțim cu 2 și ne închipuim că ar fi câte capre în loc de 4? O să fie 2. Nu? Dacă cu mulțim? 8. Cu 2. 8 capre. Dacă 4 și 2 consumă atât, atunci dublu, cu gândul să ajungi la același număr. Atunci 80. Mânca 80 kg. Deci ăsta e motivul, pentru că vrem, nu? Să surprindem aici la același număr de viței. Deci aici mulțim cu 2, ai spus, și echivalente rog să lucrezi și tu și să mă conduci. Ok. 4 ori 2, 8. Adică 8 ce? Capre. 8 capre și? Și 4 viței. Da, consumă? Consumă 80 de kilograme. 80 kilograme. Și după aia copiem. Așa, 3 capre. 3 capre și 4 viței sunt egal 50 de kilograme. Consumă 50 de kilograme. Și acum facem. 8-3, 5. 5 capre. 5 capre și 0 viței. Viței, perfect. Cu 0 viței, foarte tare, 0 viței. Plus și consumă? Consumă 30 de kilograme. 30 de kilograme. Așa, 5 capre și 0 viței, consumă 30 de kilograme. Dacă 5 capre, 30 de kilograme, atunci o singură capră? Atunci, sigur, o capă facem 30 împărțit la 5, care ne dă... Deci, de unde rezultă una, un C, egal cu 30 împărțit la 5? Și ne dă 6. 6 kg... Gata. De nutrenți, da? O singură capă. Și-am răspuns la o parte din problemă. Cât consumă o capă? Și acum, dacă știu cât consumă o capă, cum fac? Fă și compară să avem același număr de capă, Daria. Da, asta am făcut. Ai făcut același număr de capre? Nu, am făcut același număr de viței, dar viței gândiți-și la capre. Există și varianta asta cu capre. Există. Da. Deci, dacă o capră costă 6 kg, consumă 6 kg, ne ducem într-una din relații. Și mulțim cât consumă o capră. Da. Dacă 6, 3 capre, cât ori se consume? 3 capre se consume 3 ori 6, 18. Deci, ne ducem în relația, hai să scriem relația. 3, ce? 3 ori C, punem oriul acela care știi tu, 3 ori C, plus 4 ori V, egal cu 50 kg. Și dedesubt adăugăm că una capră egal 6 kg. O capră consumă 6 kg. Și acum, ce fac? O capră o introduc aici, când consum unei capre o introduc aici și vom avea 3 ori cât? 3 ori 6. 3 ori 6. Și 18. Deodată pot să pun 18, da? Deci 18 kg plus... Plus 4 viței. 4 ori V. 4 ori V. 4 de 4 ori cât consumă un vițel, da? Așa, 4 ori V egal cu... Egal cu 50. Corect. Echivalent, te rog să vorbești. Acum trebuie să facem 50.
4 ori V, să spun. 4 ori V este egal cu 50 minus 18. Așa să scrie. Egal cu 50 minus 18. Și scrie. Tu te uiți numai pe caițelul tău, că nu mă vezi pe mine. Și ne dăm 32. 32 kg. Deci 4 vițe consumă 32 kg. Adică un vițel va consuma... Un singur vițel... Va consuma 1 kg. 32 împărțit la 4 și egal cu 8 kg. Și nu trebuie problema. Foarte tare problema. Deși obiectivul tău când te-ai uitat aici, mă, dacă ar fi fost autorul drăguț cu mine să-mi dea același număr de viței, gata, aș fi văzut că diferența de consum vine de la capre. Și de acolo văd merge problema. Poți să faci problema în varianta în care să ai același număr de capre. Deci, comparația să fie același număr de capre. Și aici, la viței, să se vadă diferența. Dar uite-te tu, că trebuie să ajungi la același număr. Ca să ajungi la același număr... Ar trebui să mai adaug unul. Nu? Dar nu se poate adăuga unul. Da. Că trebuie să aduni, să aduni o capră și o aduni și aici. La kilogram. Aici, la kilogram și că miere cu pieri. Kilogram de nutriție cu capre nu se poate adăuga. Dar să fie același lucru, n-am putea să mulțim de parcă toată relația cu 3? Ca să facă 12? Ba da, acum să mulțim cu 3 și jos să mulțim cu 4. Asta e, vezi? Și ajungem la același număr. Hai să pornim să facem problema și în varianta asta și să spunem așa. Ce să spunem? Zicem 4? 4 ori C. 4C. Scrie din nou, da? Da. Plus 2 ori B. Plus 2 ori B. Egal cu 40. Egal cu 40. Pe urmă cealaltă, 3 ori C. 3 ori C. Plus 4 ori V. Egal cu 50. Egal cu 50. Kilogram. Și acum mulțim cu 3. Deci asta mulțim cu 3. Cu 3 și a doua cu 4. Bravo! Și sistemul devine. În relațiile devine. Și acum facem 4 ori 3 care ne dă 12. Dictează și lucrează și îmi spui. 12 ori. 12 ori C. Ori C. Plus. Plus 2 ori 3. V. 2 ori 3. 2 ori 3. 6. Plus 6 ori V. Egal cu? Egal cu 40 ori 3. 120. 120 kg. Deci 12 capre și 6 viței. Consumul 120 kg. Și acum ne... Și acum mulțim și pe a doua cu cât ai spus tu? Cu 4. 3 ori 4, 12. Deci 12 ori C. Ori C plus 4 ori 3. 4 ori 4. 4 ori 4. 4 ori 4, 16. Da? 16. 16 ori V. Ori V este egal cu 50 ori 4, 200. 100 kg. E de parcă ai spune așa, 12 capre și 6 viței consumă atât, 120. Tot 12 capre și 16 viței consumă 200. Și observi acum că ai... Acum ai 0 la fiecare. Nu e 0, că ai și 16. Aici, diferența de viței, a viței cât este? Este 10. Deci 10 viței, 10 viței consumă... Consumă... 200 împărțit la 10, adică 200, atenție, 200 minus 120. Adică 200 minus 120, în paranteză, împărțit la 10. O secundă, îți face scăderea, că urma 10 vei. Vine 200 minus 120 și face 80. Da. 80 kg, da? 80. De unde rezultă că un vițel... Împărțit la 10, un vițel mănâncă 8 kg. 10 împărțit la 10 și egal cu 8 kg. Nu așa ne-a dat data trecută? Da, ia uite pe cățel. 8 kg. Iar ca să văd cât consumă o capră, mă duc în una din relații chiar la început. Una din ele. Pot să mă duc și în astea înmulțite, da, nicio problemă, dar mă duc că sunt numere mai mici. Corect. Asta e motivul. Și atunci voi spune. În prima chiar. În prima. 4 ori. 4 ori. Ce? 4 capre. Plus 6 ori V. Nu, 2. 2. 2. Uite aici. Da, 2 ori V. Adică, dar V știi cât o mâncat. Da. V îl știi cât mâncat. Adică 8 kg. 2 ori 8. 2 ori 8. 16. Deci, dacă un singur vițel mănâncă 8 kg, 2 viței. Adică 16. 16 kg, da?
egal cu? 40 kg. Și acum scădem din 40 pe 16 și atunci 4 capre, 4 orice. 24. Egal 40 minus 16. 40 minus 16 și egal cu 24. Din care scoatem că o singură capră, una capră, egal cu, consumă 24 kg împărțit la acest 4. 6 kg. Iată că am rezolvat problema și ajung la același rezultat. N-are importanță unde fac echilibrarea. Fie la prima componentă, fie la a doua componentă. Tot acolo ajung. Important este să se sesizez unde e mai ușor. Și aici s-a văzut foarte repede că e mult mai ușor să egalez aici, am egalitatea componentei de la viței. 4 viței și 4 viței, pentru că eu am putut ușor să mulțesc cu 2 și dar noi fac 4. Aveți foarte repede. N-ar trebui să mulțesc aici 3 și 4, da? Ca să ajung la 12. Și acolo s-a văzut direct. Așadar... Dar nu e greu nici asta, domnul profesor. Nu-i deloc. Nu-i voi deloc. Învățați în ambele moduri, vezi ce frumos? Deci asta am vrut vă să... Vă dau o metodă, domnul profesor, nici eu n-am văzut ideea. Nici eu nu știu, dar acum, împreună... Da, acum o descoperim. N-am auzit ideea. Eu trebuie să știu că trebuie să fac problemă. Deci, uitați-vă la mine, cât sunt încrezător. Da. Ferească Dumnezeu să mă fac de bafte. Da. Dar încă o chestie. Am să vă spun ceva. În sufletul meu acum se produce următorul lucru. Te simt foarte atent la problemă. Să o citim rar. Și am crede că... Pot. Pot, da. Da, pot. Asta. Și spun și o rugăciune așa, să nu mă ajut de nimeni. Da? Eu cred în chestia asta. Cred în toată ființa. Pentru că asta știu eu. Hai să vedem. O gospodină cumpără 5 kg de cartofi și 2 kg de roșii. Gospodină cumpără 5 kg de cartofi și 2 kg de roșii. 2 kg roșii. Și plătește 2 kg roșii. Roșii, da. Roșii, da. Plătim 27 de lei. Ne? Roșii. 5 kg cartofi. Și 2 kg de roșii și dă 27 de lei. 27 de lei. Adică da. 5 kg ori, oricât costă un singur kilogram, plus 2 kg, oricât costă un singur kilogram, kilogram ori, da. Orice, fac 27 de lei. Apoi. Să se afle cât costă un kilogram din fiecare fel, știind că un kilogram de roșii este de două ori mai scump decât un kilogram de cartofi. Deci un kilogram de roșii e de două ori mai scump, adică în loc să iau un kilogram de roșii, iau două de cartofi. Da. Da? Deci, un kilogram roșii egal cu de două ori 2 kilograme de cartofi. Și află tu cât costă un kilogram de roșii, un kilogram de cartofi știind asta. Hai mă, că trebuie să faci. Și metoda e asta, domnule. Metoda rezolvării problemei acesteia pe care o avem acum în față. Nu pot să mă gândesc la asta. Ce. Metoda, deci, metoda eliminării unei mărimi și înlocuirea ei cu alta. Ia uite ce frumos sună. Metoda înlocuirii unei mărimi, adică fie cartofi, fie roșii se înlocuiesc, da. Cu alta. Păi adică, să punem un kilogram în loc de un kilogram de roșii, să punem două de cartofi, domn profesor, că ne dă probleme. Așa zice problema. Da. Deci în loc asta de roșii, pui două ce? De cartofi. Doi ce? Și transformăm ca și cum ar fi toți cartofi, bă. Nu? Da. Într-un fel. Într-un fel, metoda comparației, dar iată că eu n-am ajuns aici. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar a comparației, că nu spune pe nu știu câte kilograme de cartofi și atâta de nu știu ce preț. Dar îmi spune raportul între cartofi și roșii. Și eu aș vrea să am numai cartofi. Sau numai roșii. Deci am două variante. Ori pun peste tot numai cartofi, ori peste tot numai roșii. O să facem ea. Dacă un kilogram de roșii costă cât 2 kg de cartofi, atunci de aici 2 kg de roșii, cât vor costa? Cât? Cine? 2 kg de roșii. 2 kg de roșii vor costa cât 4 kg. De cartofi. Corect. Uite de aici, David. Dacă un singur kilogram costă cât 2 kg de cartofi, 2 kg de roșii vor costa cât? 4 kg de roșii.
De cartofi. De cartofi, pardon. De cartofi, da. Da? Deci 2 kg roșii egal cât 4 kg cartofi. Da? Deci, practic acum, în loc de cele 2 kg de roșii, am să pun 4 kg de cartofi. Corect? 8 kg de cartofi și o să avem 4 kg de roșii. Dacă vreau să merg mai departe, ce va deveni relația asta acum? Dacă o locuim, 5 kg de cartofi plus, în loc de 2 kg de roșii, ce am zis că punem? Ca să transformăm tot în cartofi. 4 kg de cartofi. Hai să o iau mai ușor. 4 kg de cartofi, corect. Deci o luăm mai ușor, că nu ți-e clar un pic, da? Așa, știi ce? Trebuie să recunoști. Vreau așa de la tine. Ceva care nu-i clar, spui domnul să stop. Nu-mi e clar. Nu-mi e clar aici. Vreau să mă explicați odată. Bun. Deci un kilogram de roșii egal 2 kg de cartofi. Ia uite tabla. Asta înseamnă că 2 kg de roșii cât 4 kg de cartofi. Deci, cu 1 kg de cartofi tot verde. Cu 1 kg de roșii, deci 1 kg de roșii, uite, ăsta e prețul la roșii, iau 2 kg de cartofi. Cu 2 kg de roșii, adică încă o dată 1 kg de roșii, câte kilograme de cartofi? 4, mă! Asta e povestea. Asta e deci, tot. Și deci cu 2 kg... Dacă mai pui acolo una, acolo face două. Cu două, sigur că da. Deci în loc de una albastră, pui încă două. Că așa este raportul. Da? Deci am spus că cu 2 kg de roșii, iau 4 kg de cartofi. Și acum în loc de 2 kg de roșii, voi pune cele 4 kg de cartofi. De ce înlocuiesc, nu? Cele 2 kg de roșii, cu cine? De parcă aș fi cumpărat în locul lor 4 kg de cartofi. Și ce se întâmplă? Prima relație devine. Vorbește tu. Prima relație devine. Prima relație devine. 5. 5 ori 4. 5 kg de cartofi. Nici ori 4. De ce ai zis ori 4? Pentru că a zis 5 kg de cartofi plus 2 kg. Nu mai scrie 2 kg de roșii. Ce scrie? Deci 27 și m-am gândit că dacă transformăm tot o cartofi, 5 ori 4. Vezi? 5 ori 4. Aici e greșeala. Neatenție. Exact. Încă o dată spune. Am spus că înlocuim roșiile, în loc de roșii vom lua cartofi. Cum cu un singur kilogram de cartofi iau, cu un singur kilogram de roșii iau 2 kg de cartofi, înseamnă că cu 2 kg de roșii, 4 kg de cartofi. Și atunci prima relație, atenție, aici Daria, prima relație devine 5 kg de cartofi care rămân, când umblu la ei. Cartofii ieșește din prima relație, rămân. Plus, așa, cât? 5, plus 4, kilograme tot de cartofi. Da. Bravo, Davide, tu ai înțeles. Asta e povestea. E plus, Dania, nu-i ori. 5 kg de cartofi. 5 ce, pe scurt, 5 ori ce. 5 kg de cartofi. Plus. Da, 5 ori ce. Plus 4 ori R. 4 ori? C. Nu R. Că e tot, cele 2 kg de roșii am folosit. Da, am fost transformat cartofi. În cartofi. Plus, da. Plus 4 ori kg de cartofi. 4 ori C egal cu 27. Daria, te rog să fim atenți încă o dată aici. N-ai prins povestea asta și vreau să insist. Trebuie prinsă de problemă, da? Încă o dată. Cea care merge la piață ia 5 kg de cartofi, dar mai ia și 2 de roșii. Și plătește pe cele 5 kg de cartofi. Hai să punem așa. Kilogramul de cartofi. Atenție. Dar asta vreau să fac acum. Aha. Cele 5 kg de cartofi spunem prin cele 5 segmente așa, da, verticale. 5 kg de 5 kg de cartofi. Plus 2 de roșii. Roșiile o să le fac în cu felul roșu. Următor. Cu roșu, da. Perfect. Cu plus 2 kg de roșii, care înseamnă așa. Și așa, 2 kg de roșii, plătește femeia aceea, gospodina, cât plătește aici? 27 de lei. 27 lei. Da? Cum autorul ne spune că
Un kilogram de roșii echivalează, este egal ca preț, cu 2 kilograme de cartofi. 2 de cartofi. Atunci, ne închipuim că ar lua numai cartofi. Da? Ne închipuim că ar lua numai cartofi. Adică în dreptul liniuții acestea, Daria, cu roșu, care înseamnă roșii. Prima liniuță. În albastru. Punem două linii cu albe, cu alb. Da. Punem 2 de cartofi. Ca asta, o singură liniuță echivalează cu 2 liniuți de... Adică 2 înseamnă la 4. Și asta am făcut-o așa. Fac și pe cealaltă încă cu 2 liniuți. Și tot s-au transformat roșii în cartofi. Și atunci, câte kilograme de cartofi am în total? Cele 5? Păi, 5 plus 4. Plus 4, 9. Deci pe 9 kilograme de cartofi a dat gospodina. Exact. 27. Deci, în loc să... ne spun așa. În loc să ne spun așa. Deci în loc să ne spune că pe 9, că 5 cu 4, cât faci 5 cu 4? 9. Da. Pe 9 kg de cartofi a dat 27 lei și să aflăm cât costă 1 kg de cartofi. Iată cât costă de aici 1 kg. 1 kg de cartofi, cât costă, copii? Cartofi costă 27 împărțit la 9. Care dă? Care dă 3. 3 lei. Și egal cu 3 lei. Și cum... Păi da, noi știm acum că 2 kg de cartofi, 1 de roșii. Și cum 2 de cartofi fac cât 1 de roșii? Și adică roșii... Păi transformăm 1 kg de roșii. Deci facem 5 ori 3. Plus 2 kg egal 27. Și 5 ori 3 dă 15. Și facem 27 minus 15. Care ne dă 12 lei și facem 12 împărțit la 2 și ne dă 6 lei un kilogram de... Perfect! Ai avut foarte... ai dreptate. Perfectă chestia. Deci, Dari, David, cum zice? 5 ori cât costă un singur kilogram de cartofi și costă... cât costă? 3 lei. 5 ori 3, 15, plus 2 kg de roșii și scade 27 pe 15. Și eu dau 6. 12. 12. Și împarte la 2 și găsește 6. Dar așa are dreptate. Dar ce mai aveam noi? Că un kilogram de roșii cât 2 de cartofi. Scrie un kilogram de roșii cât 2 de cartofi. Cum pe cartofi am învățat, am descoperit că e 3 lei, 2 ori 3, 6. Dar le-a dedus pe așa. Dar le-a dedus așa. Că un politic. Eu hai, pot, să ajung pot să ajung în centrul orașului. Direct pe aici, pe unde mă duc, dar pot să mă duc și pe la mărgine. Da? Pe la ură, pe la Valea Mărului, când pe la Valea Budului, dacă vrei. Da? Deci, pot să fac și așa lucruri. Nu aveam mult mai rapid de chestia asta? Normal. Dacă știam cât costă un kilogram de cartofi, 3 lei, și cum știam raportul că kilogramul de roșii este cât 2 kg de cartofi, înlocuim repede. 3, 6. Mai ușor. Mai rapid. Eu nu spun că n-ai făcut corect, tot așa s-am ajuns. Da? Da? Da, apoi mi-am dat și eu seama cum putem să facem. Da, deci nu te-am certat. Exact după ce am spus, mi-am dat da? Deci nu te-am certat că de ce ai făcut așa, doar ți-am spus, atenție, că sunt soluții mai rapide, da? Deci acum, care ar fi fost? 2 ori 3. Soluția. Putem să facem 2 ori 3 pentru că știm că e cu 2 mai mare. Așa. Deci 1 kg de cartofi egal 3 lei, 2 kg de cartofi, care egal 1 kg roșii egal cu 2 ori 3 și egal cu 6 lei. Da? Și termina problema. Mai vedem încă o dată, Daria. Ce am spus mai devreme, că trebuie să fim foarte atenți când ne aflăm în fața unei probleme, să o citim de câte ori? De 2-3 ori. 2-3 ori, 4 ori, rar. Ca să înțelegem foarte, foarte atent fiecare moment sau fiecare frază de acolo, fiecare propoziție din fraza aceea, da? Da, am avut odată la școală o problemă care spunea A ori nu, în paranteză, plus A împărțit la un număr și ne dădea un număr. Cum putem să facem asta? Deci, hai să vedem, punem concret în fața probleme cele, dacă... Dar ți-aduce aminte, exact, ca să poată vă explice de profesor. Deci ai spus... A, da, știu. Deci era... A era un fel de număr în care A era acolo și era
cu încă trei numere și era într-un fel. Bine, când vă aduceți aminte, îl scrieți ca să nu la 1000 sau 3 împărțit la A. Deci era A și încă trei cifre acolo. Ia uitați-vă de acolo, bine, aduceți exercițiu. Și îl facem, da? Ia să vă zic eu, domn profesor, să se afle numerele A, B, C și D știindcă. E tot aici la metoda asta. Am înțeles. Știindcă. A egal cu cine? A egal cu B ori 3. A egal cu cine? B egal cu cine? Da. C egal cu cine? Deci să aflăm cele trei numere. Și D. Și D egal cu cine? Cine? Știm că. Sunt patru numere de aflat. Da. Să vedem. Știm că A egal cu B ori 3. A egal cu B ori 3. Da. C egal cu B plus 10. B plus 10. D. De egal cu A plus 6. A plus 6. Și A plus B plus C plus D. Și toate adunate. Da. A plus B plus C plus D. Egal cu 80. Egal cu 80. Nu știu de ce, dar mie tot mi se pare că puteam să rezolvăm mult mai ușor problemele astea prin segmente. Prin segmente? Da. Hai să ne străduim. Păi dacă suntem la metoda. Nu, mi se pare mult mai ușor. Ea vine cu o chestie pe care trebuie să segmente o vedem face și prin segmente. Deci tu simți nevoia să vizualizăm fiecare informație pe care autorul ne dă. Da? Că ți se pare ție mai la îndemână. Bun. Știi că au e de trei ori B-ul. Deci, adică tu zici... Facem acolo segmentele A, B, C și D. Tu îi faci pe A. Asta e, cine? Dar nu, deci facem scriem deci, A, B, C și D. La întâmplare, așa? Nu, A, scriem A, bine, B, C, C și D. Bun. A, ca să... Bine. Da. Și îl facem la B un segment. Deci B-ul de bază. Da. Deci facem un segment. El este unitatea de măsură. L-am făcut și eu, un segment. Și la A facem trei segmente cât al lui B. Corect. La A facem trei segmente. 1, 2, 3. Din ce motiv am făcut de trei ori? Pentru că este cel mai mare. Apoi mergem la C și facem un segment al lui B. Așa. Noi facem acolo un segment pe care scriem 10. 10. Și la D facem 3 segmente, adică A. Deci A. 3 segmente. Bine, plus un segment micuț cu 6. Exact. 6. Și toate acestea ne dau 80. Scoatem surplusă. Da. Asta e, mă. Scoatem surplusă. Deci merg foarte tare. Și avem 80 minus 16. O secundă. Pentru că vreau să lucrăm numai cu segmente egale. Deci hai să spunem așa, avem relația aceea. Da, că și A mai plus ușor B plus C plus D. Ușor. Da, mult A mai ușor. B plus C plus D face cât acolo? Face 80. Scădem din toată asta surplusul, 16, și adică 64. Scădem pe 10 ăsta și pe 16, pe 6 ăsta, 16. Da. Și mai rămân doar segmente egale și le rămân 64 la 8. Fix 64 segmente, 8 segmente egale. Deci numai B-ul rămâne, da? Da. Și ne rămân fix 8 segmente egale și facem 64 împărțit la 8. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Deci asta devine echivalent. Înțeles și eu, domnule. Cu 8 segmente egale, 8 de ani de B, 8 ori B. Și înseamnă că un segment e 8. Deci 8 ori B, așa ne rămân, 8 ori B, că B este ăsta, vedeți, da? 8 ori B egal cu 64. Și fiecare segment din acela dă 8. Deci B egal cu 8, deci B egal 64. Și atunci A o să fie 24, B o să fie 8, deci C egal o să fie 18. Deci A va fi 24. Deci A va fi egal cu 3 ori 8 și egal cu 24. B va fi egal cu 8, că nu mai avem la ce. La C va fi egal cu 18, adică 8 plus 10. 8 plus 10, da. Și la D va fi 30. Și la C va fi 30. Ciușa. Deci, va fi? Da, dar eu vreau 3, și metoda. Da, de mult mai ușor metoda asta. Nu, merge pe chestia care le 3 ori 8 plus 6 acolo la D. 3 ori 8 plus 6. 8 plus 6 și egal 24 plus 6 și egal cu 30. Eu vreau să spun că sunt totul de acord cu Daria. Da? Pentru că chestia pe care i-au spus-o este mult mai plăcută urechii mele. Mm-hmm. Da, e mult mai plăcută. Altfel, Daria,
prin relațiile de mai sus ar fi trebuit. Făceam loc de A, A va fi 6 de B. Nu, nu, nu. În loc de A punem 3 ori B. Da. În loc de B. Păi vedeți că merge. Hai să facem și așa. Hai să vedem dacă merge. Ia. Da, ia. Vine 3 ori B. În loc de A. Am pus doar A. Acum. Uitați că l-am pus în locul lui A. Adică 3 ori B. Plus B. B, care a rămas el. Plus ce acum? Adică plus segmentul, cum ar veni. Plus ce? Hai să scrie. Scrieți, adică. A doua metodă, metoda a doua, de rezolvare. Da, deci asta a fost un... Asta e, deci am B plus B, da. Plus, în loc de ce, pe ce se pun în loc de ce? B plus 10, da. Plus B plus 10. Da. B plus 10, plus da. Plus D, domnule profesor. 10 plus D, dar în loc de D cât se pun? A plus 6. Dar în loc de A cât se pun? În loc de A cât era? De 3 ori B? 3 ori 3. Deci vor bine 3 ori B. Trebuie să primim o dată. Plus 6. Așa, 3 ori B plus 6. Deci 3 ori B plus 6. Atunci puneți-le deci, în paranteză, domn profesor. Da, poți să pun perfect așa în paranteză. Și B plus 10 se pun în paranteză, nu? Dar acum ai zis. Da. Și 3 ori B se pun în paranteză. Da. Ca să se, ca să semnifice clar, au, de o rămas, aici ce-u, și cu acești de-u. Păi, e așa de ușor și asta. Știți de ce? Pentru că ne dă 80, că tot aceeași dată avem, că ne dă 80. O secundă, eu egal cu 80, perfect. Da. Și acum să scrie echivalent, relația asta este echivalentă cu 3 de al de B și cu un B cât face? 4. Da. Și cu un B de aici? Un B de acolo, păi 5. 5. Și cu 3 de B din partea asta? 6. Cu 5 cu 3? A, 8. 8 B. Păi tot un B ați ajuns pe la 8 segmente. Aaaa. Asta am vrut să vă spun. Este același joc. Prin B înțeleg segmente, da? Ușor. Deci dar puteam segmente, să facem și altfel. Nu, dar hai mă să vedem pe asta. 4, 5 da, și cu 3, 8. 8 deci 8, 8 ori B. 8 ori B. Plus cât copii? Plus păi 8 ori B plus cât? 10 plus 6. Plus 16. 16. Da. Egal cu 80. Egal cu 80. Ha, de acum mă rog. De acum scădem 16, nu din ambii membri, că știți de aici. Scădem 16 și împărțile 8. Și echivalent, spune că 8 ori 8 ori B egal cu... egal cu 64. De unde rezultă că simplu B egal 64 împărțit la 8 și egal cu 8. Da? Și mai era o metodă care puteți să facem tot pe bază la cineva de acolo. Deci, să repetăm. Voi a simți nevoia foarte tare să vizualizați. Da? Prin segmente, dar de acord cu asta. De ce am fost de acord repede când tu ai propus asta? Pentru că mult mai ușor sesizați acest lucru, da? Prin segmente. Dar și asta, prin metoda înlocuirii, asta zice, metoda da, înlocuirii, e același lucru, este același lucru. Numai că am tradus în relații, n-am mai vizualizat, n-am mai făcut, n-am mai figurat relația aceea. Mie mi s-a părut că am putea la aceea de sus da. Să facem tot așa cum ați făcut. La care? Aici. La care? La acesta, cu 3 ori B da. În paranteză, tot așa. În loc să facem aceea, am putea să facem cum am făcut la aceea cu segmente, să facem 80 minus 16, adică să facem. Păi, dar calculul și... este repetiția da. Ceea ce am făcut. Da, numai că dacă, deci, de exemplu, nu este cadru, în cadru, nici nu s-ar justificat 80 minus 16, exact. Decât dacă figurăm, ca să se vadă deci exact, surplusul, de vine, face, deci nu putem arunca niște relații așa acolo, fără să le avem justificate. Deci noi am făcut aici fie varianta figurativă cu segmente, fie varianta înlocuirii. În, fiindcă A plus B plus C plus D fac 80, în loc de A am pus B plus 3, în loc de C B plus 10, în loc de D A plus 6. Corect. Și iată, totul este foarte frumos. Mie mi-au plăcut problemele. Așa. Mai am una, domnul te profesor, rog. Foarte fain. Te rog. Tot prin aceeași metodă? Nu. Nu știu. Da. Dar mă interesează, să vreau să fac problema. Exact. Ce mă interesează bine metodă. Da. Deci dacă micșorăm un număr natural N cu 25. Deci, stai. Ce îmi zice mie asta? Adică N minus 25. N minus 25. Deci dacă micșorăm un număr natural N cu 25, apoi diferența o mărim de două ori. Adică în paranteză ori 2. Nu.
deci facem nu minus 25 este egal cu în paranteză 2, cred că e bine. Ia să vedem. Da. Deci n. Hai să mai citesc o dată, David. Eu cu domn profesor așa facem. Dacă micșorăm un număr natural n cu 25. Deci pe n minus 25. Da, apoi diferența o mărim de două ori. Deci, asta, diferența asta, o mărim ori. Corect, așa ai zis, Davide. În paranteză, ori. Diferența o mărim de două ori. Păi da. Că dacă o pus în paranteză, în trifuri, facem... N-am zis egală. Da? Deci, diferența, facem operație care spune. Mă, diferența o mărim de două ori. Iar produsul obținut îl mărim cu 100. Deci, tot produsul ăsta obținut... Da. Deci, le punem în paranteză pătrată? Produsul obținut îl mărim cu 100. Deci, punem? Nu, tot produsul. Produs, rezultatul de la mulțire. Îl mărim cu 100. Putem să zicem, dar ea a pus 100 sau trebuie să punem în paranteză? Asta trebuie, dacă punem paranteză pătrată. Nu, am crezut că e ori 100 și atunci era altfel. Plus 100. Deci e vorba de faptul că adăugăm 100 la rezultat. Mai nevoie să dare să punem în paranteză ori 2? Nu-i nevoie. Pentru că noi știm ordinea teritoriei operației. Facem o mulțire și prima adunare. Corect. Obținem numărul 452. Ne dă, în final, 452. Metoda inversă. Stai puțin. Care este numărul? Metoda inversă. Deci, știu cum să fac. Aș putea să spun? Un pic, să scrie și el. Deja am ideea. Dacă vreți să fac individual. E ușor. Da. Te rog. Deci, facem n, în paranteză, n minus 25, închide paranteza, ori 2, este egal cu 452 minus 100 și n minus 25 ori 2 este egal deci, cu 352. Am rămas urmă, tot mă uitam așa că de repede lucrezi tu. Deci n minus 25 totul ori 2 egal cu 452 minus 100, ceea ce e echivalent? De 352. Adică n, scriu din nou, n minus 25 totul ori 2 este egal cu 352. 352. Apoi, paranteză, n minus 25, de aici echivalent. Este egal cu 352 împărțit la 2. Fiindcă produsul este atâta, unul din membrii, unul din factor este rezultatul mulțirii împărțit la celălalt membru. Da. Factor, da? Deci de aici n minus 25 este egal cu 352 împărțit la 2. Și n minus 25 echivalent. Este egal cu n minus 25 echivalent cu 352 împărțit la 2. 2 în 3 merge 176. 176, da? Și atunci am n va fi egal cu 176 plus 25. Care înseamnă? Și n va fi egal cu 100... 201. E egal cu 101. Bă, dar n-am știut cât așa din bun. Și mi-ai spus metoda la mersul înapoi? Da. Nici nu mă interesează. Dar nu mă interesează, nu vreau. Asta și era, domnul. Deci nu mă interesează, pentru mine mă interesează așa Daria. Că am avut o relație din care trebuia să aflu pernă. Corect. Și Daria, urmărește-mă. Nu vreau să țin minte mersul înapoi. Corect. Eu vreau să spun așa. Am o adunare în care în unul din termenii adunării este necunoscută. Corect. Și trebuie să aflu, știu rezultatul adunării. Păi cum știu eu? Din rezultat scad pe celălalt termen. Da? Pe urmă, am o mulțire pe care o știu. Am o mulțire, atâta rețin. Am o mulțire pe care o știu. Iar unul din factorii, nu înmulțirii, unul din factori, este deja 2. Se află pe cealaltul. Păi știu că trebuie să împart rezultatul la cel care e cunoscut. Și așa va face. După care am ce? O scădere egal cu atât. Trebuie să aflu descăzutul. Păi adun la rezultat scăderii scăzător. Eu vreau să mă acord, domnule. Și pe voi, și pe copii, pe tată, da. Și pe ăștia. Da. Ce reușit. Mă gândesc la un număr X. Uitați-vă cum mă gândesc la un număr, la fel, același lucru. Deci mă gândesc la un număr X. Da. După ce dublez acest număr... Deci X ori 2. Deci X ori. Faceți X de mână ca să nu ne încurcăm. Aoo, cum faceți X ori 2, domnule? Păi puneți, hai să-l învățăm. Da, X ori, deci, și puneți o liniuță la mijloc. Așa? Da, excelent. Am uitat. X ori 2.
Așa. Deci, după ce dublez acest număr, micșorez rezultatul cu 200. Deci x-ul 2 în paranteză. Așa. Minus 200. Minus 200. Oare trebuie să pun în paranteză? Da, da, pentru că apoi o să fie... Ia să vedem. De ce, da. A, ba nu! Păi ordinea efectuării operațiilor. Nu este ori, de nu este ori sau așa. Păi ordinea efectuării operațiilor. Întâi se face mulțirea și plus căderea. Deci nu sunt în pericol. Da. Deci nu e nevoie. Este un abuz. Deci minus 100 era? Minus 200. Minus 200. Minus 200. Deci vă mai citesc o dată. Da. Egal. După ce dublez acest număr, micșorez rezultatul cu 200. Deci a scăzut 200. Vreau să fie egal. Dublez apoi numărul astfel obținut. Deci, acum punem în paranteză. Corect. Tot codul acesta. Și dublez numărul. 2. Ori 2. Da. Și apoi micșorez noul rezultat cu 600. Deci minus 600. Mai trebuie să pun pe ăsta într-o paranteză dreaptă? Nu. Da, și... Stai puțin, așteptați. Nu vă grăbiți. Păi da. Ce dublez din nou numărul obținut. Ori doi. Stați puțin, că nu paranteză se poate. Pătrat. Trebuie să punem în paranteză pătrată totul. Așa. Deci totul. Ca să fie rezultatul, se face și micșorez și acest rezultat cu 200. Deci ori doi aici, da? Da. Ori doi. Ce dublez din nou. Și acest rezultat cu 200. Constat că am obținut numărul 1000. Deci egal cu 1000. Foarte tare. Care este numărul la care m-am gândit? Poți să fac singură sau vreți să faci cu Davide? Lucrează singur. Hai. Dar, Davide, hai să facem împreună aici. 1000 minus 200. 1000. A scris 100 de dumneavoastră. 1000 aici, nu? 1000, da. Așa. Nu, 1000 plus 200. Este o chestie care e un termen al scăderii. Descăzutul ăsta, da? Descăzutul minus scăzătorul e egal atunci. Asta. Atunci descăzutul va fi egal, deci echivalent, da, bine. Ai dreptate. Ar însemna așa. X ori 2. Așa scrie din la început. Da. X ori 2, echivalent. Rescriem din nou. X ori 2 minus 200. Ori 2 minus 200, totul mulțit cu 2 ori 2 minus 600 minus 600 totul ori paranteză ori 2, da, este egal cu ori 2 este egal cu 1000, ai spus tu? Este egal la 1000 plus 200 egal cu 1000 zic 1200 plus 200 care înseamnă 1200. Da? Acum, 1200. Acum facem 1200 împărțit la 2. Deci 1200, da? Împărțit la 2. De ce? Pentru că tot ăsta e 1200, da. Dublat. Atunci da. Numai unul din factorii mulțirii, da? Unul din ei este rezultatul împărțit la celălalt cunoscut. Da. Adică deci scriem din nou. Echivalent. Da. Te rog. X ori 2. Da. Minus 200 da. Ori 2 totul ori 2 ori 2 minus 600 da. În paranteză pătrat mai are rost să mai pun paranteza? Nu. Egal, este scurt, egal cu? Este egal cu 1200 împărțit la 2 da. Și egal cu 600. 600 da. Perfect. Echivalent, rescriem. Echivalent cu x ori 2 da, x ori 2 minus 200 200 ori 2 da egal cu 1200 600 plus 600 asta. 1200 scriem 600 plus 600 ca să bată tot omul plus 600 egal cu 1200 cu foarte bine cred că m-am prins. Scazi atunci, scazi atunci. Dar așa joacă problema. Ajuns la 1200. Da. Nu știu la cât ajuns. Și acum. Gata. Tot ăsta, dacă ăsta ori 2 scrie egal cu 1200, numai unul din... X echivalent la X ori 2. X ori. Minus 200 este egal cu 600. Foarte tare. X ori 2 minus 200. Corect. Egal, păi zis 1200 împărțit, ai, corect, dar se va întâmplă 1200 împărțit la 2, adică la acela factor cunoscut și care face 600. Și acum, echivalent la
x ori 2 egal cu 800. 600 plus 200, se împarte tot omul. 600 da. Plus 200 și egal cu 800. Acum scriem x egal. De aici, echivalent, echivalent. Echivalent, x egal, egal cu? Cu 800 împărțit la 2, 800 care ne dă 400. 800 bravo. Împărțit la 2, egal cu 400. Adică, sincer să fiu, eu când domn profesor, când îmi dădea... Da, e 500, da. Da.